Ieri dimineață, mai multe microbuze au fost încărcate cu pachetele donate de mușceleni la Biserica Fundeni și au pornit împreună cu părintele Ciprian Dragomir spre localitatea Bârla din sudul județului Argeș. Aici, la biserica din localitate, zeci de oameni cu posibilități limitate s-au bucurat de darurile primite și au mulțumit părintelui și tuturor celor care și-au adus aminte și de ei. De haine, aparatură electronică și electrocasnică și alimente s-au bucurat în această primăvară atât adulții cât și copiii cu posibilități financiare precare.